Ziua Internațională a Romilor, sărbătorită în fiecare an pe data de 8 aprilie, este un moment important pentru a reflecta asupra contribuțiilor culturale, istorice și sociale ale poporului rom, dar și pentru a atrage atenția asupra luptelor cu care se confruntă această comunitate marginalizată. Este o ocazie de a promova diversitatea și incluziunea socială, de a sensibiliza opinia publică cu privire la discriminarea și stereotipurile cu care se confruntă romii și de a pleda pentru drepturile lor fundamentale. Originea acestei zile se află într-un moment istoric important în anul 1971, când la Londra a avut loc primul congres mondial al romilor. Acest eveniment a marcat o etapă semnificativă în lupta pentru recunoașterea și afirmarea identității romilor la nivel internațional. Din acel moment, Ziua Internațională a Romilor a devenit un prilej de comemorare, celebrare și acțiune în întreaga lume. Cultura romă este bogată și variată, cuprinzând tradiții muzicale, dansuri, obiceiuri, artă și, nu în ultimul rând, limba romani. Este esențial să ne amintim și să promovăm aceste elemente care contribuie la frumusețea și diversitatea culturală a lumii noastre. Însă, în ciuda valorilor culturale pe care le aduc în patrimoniu, romii se confruntă în continuare cu numeroase provocări și discriminări. Discriminarea și stereotipurile negative rămân o realitate cotidiană pentru mulți dintre ei. Accesul la educație de calitate, la servicii de sănătate și la locuințe adecvate este adesea limitat. Aceste probleme conduc la marginalizare socială și economică, perpetuând un cerc vicios al sărăciei și excluziunii. De aceea, Ziua Internațională a Romilor este și un apel la acțiune. Este momentul să ne unim eforturile pentru a combate discriminarea și pentru a promova drepturile și egalitatea pentru toți. Guvernele, organizațiile non-guvernamentale și societatea civilă trebuie să colaboreze în vederea implementării politicii adecvate pentru a asigura incluziunea socială și respectarea drepturilor romilor. Ziua Internațională a Romilor este un moment de reflecție și acțiune în lupta împotriva discriminării și pentru promovarea valorilor fundamentale ale demnității umane și a drepturilor omului pentru toți. Prin colaborare și angajament comun, putem construi un viitor mai just și mai luminos pentru toți membrii societății, indiferent de etnie sau origine, relatează click.ro.